Temistocle Popa, compozitorul de geniu care a bucurat generații întregi cu melodiile sale, s-a stins din viață în această dimineață. Avea 92 de ani. Artistul a lăsat în urmă 10 de șlagăre de neuitat. La lere, la lere, frumoasele mele, la lere, cât îndrăgesc aceste flori cu chipul în multe culori. În floarea tinereții, Temistocle Popa devenea un nume în muzica ușoară. Șlagărele lui, fredonate de milioane de români, au rezistat și peste vreme. Trecea fanfara militară, înfrânte cu un tambur major. Uite, aici șlagăre. Margareta, Marina Voica, Doina Badea. Luigi Ionescu, Angela Similea, Margareta Păslaru și Dan Spătaru au devenit celebri datorită cântecelor lui. La fel și filmul Veronica, atât de iubit de cei mici. Muzica și versurile pline de povețe i-au fermecat pe copii. Sunt închisă, singurică și mota nu mă lasă. În semn de recunoștință pentru tot ce le-a oferit românilor, compozitorul a fost premiat de președintele României. Chiar dacă a fost medaliat și iubit de o țară întreagă, Temistocle Popa n-a avut niciodată o casă a lui. Spre sfârșitul vieții a fost alungat din locuința revendicată de fostul proprietar și s-a mutat într-un apartament oferit de un om de bine. Temistocle Popa s-a născut pe 27 iunie 1921 la Galați. La începutul carierei a fost instrumentist la flaut și saxofon, dar și actor. La 40 de ani compunea melodia La Lele și devenea unul dintre cei mai iubiți compozitori. Sicriul cu trupul neînsuflețit al compozitorului a fost depus în această dimineață la capela cimitirului Ghencea. Comisarul